Hai! Ministerul Apărării Naționale s-a gândit să ne protejeze pe noi moldovenii. Prin urmare, vrea să instaleze un scut antirachetă între Lețcani, Podiloaie, Târgu Frumos, ca să nu mai fie accidente. Să vedem dacă lumea se bucură. 2,000-pound missile travels at over twice the speed of a bullet and uses the sheer force of collision. Domnule, lumea, câțiva pași, în sinfonia razelor de soare, cu preavizul somnului spre altă interpretare. Ați auzit că Ministerul Apărării Naționale vrea să monteze un scut antirachetă între Lețcani și Podiloaie. Este binevenit? Da. De ce? Eu sunt de acolo, bă. Ești sau nu de acolo cu scutul antirachetă între Lețcani și Târgu Frumos? Sunt de acord. De ce? Nu am timp, serios, mă grăbesc să vreau fi ceva. Fugi de rachetă? Da, ce? Show me some love, baby. Baby, baby. Sunteți sau nu de acord să se facă din banii noștri acest scut? Din banii noștri nu, din banii hoților care au săcătuit țara, care au furat-o, care au jăcmănit-o mai rău ca pe timpul turcilor. Cei de la minister vor să instaleze un scut antirachetă pentru noi moldovenii să nu mai vină rușii peste noi. Știți cum erau din ori? Între Lețcani și Târgu Frumos. Sunteți sau nu de acord? Da, pot să vii, domnul. Să vii. Da. THAAD is designed to intercept ballistic missiles and protect an entire region. Ministerul Apărării Naționale vrea să monteze un scut antirachetă, bănuiesc că ați auzit în presă, între Lețcani și Târgu Frumos și pe noi moldovenii, dar din banii noștri. Sunteți sau nu de acord? Domnule, lumea, câțiva pași, sinfonia razelor de soare, cu preavizul somnului spre altă interpretare. Mă numesc Fătaru Constantin. Este binevenit acest scut antirachetă? Nu, pentru că mai mult rău au făcut americanii și Uniunea Europeană României decât rușii. Să trăiți, bună ziua! Domnule, de unde sunteți? Comuna Ungheni, coada stricii. Ungheni. Da. Domnul meu, uitați, foarte bine că sunteți din Ungheni. Ministerul Apărării Naționale vrea să instaleze un scut antirachetă. Bănuiesc că ați auzit prin presă. Da, da. Între Ungheni și Dorohoj. Exact, văd că știți. Da. Sunteți sau nu de acord? Ar fi bun. Bun. De ce? Păi de ce? Oricum nu trebuie, dacă în Uniunea ai 6 scuturile astea pentru rachetele astea nucleare, pentru una altă. It was deemed necessary to not leave it up to a single system. Salut! Stai, stai! De această dată, pentru noi, moldovenii, între Lețcani și Târgu Frumos, este binevenit sau dimpotrivă? Nu și are loc. Nici nu s-a stabilit unde, între Lețcani și Târgu Frumos. Astăzi au spus. Care astăzi? Astăzi, exact astăzi au spus. Vor să... Unde au anunțat asta? La orice post mass media și mărântul oficial. De asta. Păi chiar așa. Da, își are rostul scutul între Lețcani și Podiloaie sau nu? Nu știu ce să facem noi cu scutul ăsta. Asta se face pentru alte treburi, nu pentru Lețcani și Târgu Frumos sau... Asta sunt întrebări, știi? M-am prins care, dar nu e nicio problemă. Și cum suntem vieșini, că ăștia ar fi bun pentru așa. De unde vine pericolul de la ruși? Păi cred că de la Dorj, că am... Obraznici. Ia un rachiu de vodka și după aia... Samahau încă. Domnule, ați auzit cu Ministerul Apărării Naționale vrea să instaleze un scut antirachetă între Lețcani și Târgu Frumos, ca să fim și noi moldovenii protejați. Da, este binevenit acest scut? Este binevenit, că am înțeles că acolo se produce multe accidente. Da. Și chiar ar fi o problemă că ar... stopa problema asta accidentului. Nu sunteți de acord cu acest scut antirachetă între Lețcani și Târgu Frumos? Nu și are rostul. Eu consider că nu și are rostul. Dacă antena asta, eu cred că e binevenită. Așa zic eu, că așa am înțeles că sunt foarte multe accidente produse în partea aceea. If it works, THAAD will be able to seek out and destroy up to 10 times further than the Patriot. Sunt de acord să facă un scut între Dorohoj și Ungheni. Să fim și noi în siguranță. Normal, siguranța noastră, noi suntem lângă prut acolo. Dacă o să aibă succes acest scut antirachetă între Lețcani și Târgu Frumos, să mai fie accidente, vor să se extindă în toată țara. E foarte bine, eu zic că care au gândit, nu au gândit rău. E foarte bine.
Deci nu sunt de acord cu scutul antirachetă între Iași, Lescani și Turgu Frumos, zona Iașului, întrucât nu se justifică. Sunt de acord cu scutul antirachetă la Lescani și Târgu Frumos, în toată zona asta, care să evite accidentele care se produc în zona asta. Vă mulțumesc! Te zineași? Da, da. Mai bine! Domnule, lumea, câțiva pași, în sinfonia razelor de soare, cu preavizul somnului spre altă interpretare. Yes. Let me tell you why.